Carmen Hara prezice divorțul anului dintre Cătălin Măruță și Andra. Cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din România. El este unul dintre cei mai apreciați prezentatori, iar ea este o mare artistă a țării noastre. Pe lângă iubirea publicului, se bucură și de dragostea celor doi copii, David și Eva. După ce Andra a declarat că și-a pierdut inelul de logodnă, prezicătoarea a interpretat acest lucru și a vorbit despre relația lor, despre care spune că este posibil să se destrame în acest an. Potrivit declarațiilor clarvăzătoarei, cei doi nu sunt suflete pereche și există pericolul unui divorț generat chiar de artistă. A pierde inelul de logodnă sau a crede în tot felul de superstiții depinde de la om la om. Sunt oameni care nu cred în nimic, dar ce credem devenim. Dacă noi credem mereu în farmece, blesteme, superstiții, ziua de 13 vineri, pisica neagră, atragem prin gândurile astea circumstanțe care pot fi mai mult negative și în mintea noastră trec mii de gânduri în fiecare zi. Gândurile astea devin realitatea noastră fizică, se transformă în lumea pe care noi o trăim. Andra și Măruță sunt pentru mine un cuplu senzațional. Măruță m-a adus pe mine din America în România după 17 ani în care nu am mai fost și sunt foarte recunoscătoare. Eu am calculat codurile lor fără să-mi dau seama într-o emisiune direct la Măruță. El mi-a dat data lui de naștere și cea a Andrei în 2008, nici nu știu dacă erau căsătoriți la acea vreme. Atât știu că i-am spus că se va căsători, va avea o fată și un băiat, dar există și pericolul unui divorț generat de ea și nu de el. În mod simbolic, după 13 ani de căsătorie, pierde acest inel de logodnă. Ei sunt doi oameni a căror relație poate fi extraordinară, dar se poate termina într-un dezastru. El și-a calculat această căsătorie, a știut exact, a proiectat din timp cum o să fie căsătoria cu Andra. Nu zice nimeni că nu au fost atrași, că nu s-au iubit, că nu a existat o forță magnetică între ei, dar el a gândit foarte bine această căsătorie și a văzut o fată superbă, ambițioasă și a știut exact unde se duce. În general, oamenii nu planifică, se aruncă orbești într-o căsătorie și pe urmă suferă consecințele. Ei nu sunt suflete pereche și nu este nici relație karmică, este foarte interesant, a declarat Carmen Hara la un post de televiziune.